Decembrie 89. Decembrie 89, alții s-au jucat cu emoția. A fost o oportunitate pe care alte comunități umane, cum ar fi, nu știu, polonezii, ungurii, vecinii, nu știu, așa, sau cehii, au știut să o utilizeze, zic eu, într-un mod mult mai eficient. Aspect. Decât noi. Sigur. Despre de ce? Vorba. Cine a creat această oportunitate? Istoria. Poftiți? Istoria. Ca și Unirea din 1918. Că doar n-am creat-o noi singuri. Nu? Deci istoria, nu. Absolut, absolut. Deci noi nu am folosit o oportunitate pentru a utiliza niște resurse într-un mod un pic mai profitabil pentru noi. Că total profitabil nu ai cum. Pentru că noi suntem o țară care a pierdut războiul. Și suntem în continuare sub consecința acelor înțelegeri cu micile anexe, micile acte adiționale făcute ulterior, dar în linii mari cam tot. Asta este zona și asta este viața, e o chestiune tectonică. Toată treaba este ca într-un context de genul acesta, păi să reușești și tu ceva, cât de cât. Că nu, minuni nu se pot face. Din păcate, părerea mea, senzația mea și chiar, aș spune, deci convingerea mea... Deci Molotov scrie pe certificatul nostru de naștere în continuare. Absolut. Absolut. Polonia, care în momentul de față a depășit statutul de economie emergentă, a fost mult mai furată decât noi. Dezmembrată, are teritorii mari, care și acum nu sunt în Polonia, sunt în alte părți, da? Hălci mari de tot. Și totuși poporul polonez, iată că a reușit și încă reușește și am o admirație incredibilă față de acest popor. Uite-l că măcar a construit o economie, are un standard de viață, a păstrat niște minime repere etice și a consolidat niște instituții, a făcut niște lucruri. N-a devenit putere mondială, dar totuși oamenii aceia au reușit ceva. Eu mi-aș fi dorit ca și în România să reușim care aproape ceva ca ei. Noi de ce n-am reușit? Aproape nimic. De ce n-am reușit? Pentru că aproape nimic. Compatrioții noștri nu sunt interesați de politică. Dar de ce sunt interesați? De spectacol. Pare rău. Iubesc, că și eu sunt român, iubesc compatrioții. Dar nu sunt interesați de politică. Sigur că iubim România. Iubim și pe români, că sunt frații noștri. Sunt ai noștri. Sunt ai noștri și noi suntem ai lor. Dar nu au fost interesați de politica serioasă. Da, trebuie să vă dau dreptate, că au fost interesați de spectacol în general. Chiar și politicienii, de multe ori, nu erau interesați de politică, decât de o componentă a politicii, care înseamnă administrarea unor resurse, o chestie. Nu prostia cu corupția și se tot spune că nu are nicio importanță aia. Nu aia este problema. Da, dar ne-am lipit-o singuri la... Aproape că tocmai pentru că nu ne ocupăm cu politica. E ca o amprentă ADN pentru România. Pentru că nu ne ocupăm. Când spui România, spui corupție. Pentru că nu facem corect. O politică responsabilă. Să prevenim, să eliminăm aceste handicapuri, să venim cu contramăsuri. Se fac lucruri de asta. Cum vi se pare bătălia din PNL? Care bătălie? Care este? Păi bătălia nu e în PNL. A, dar unde e? Mai sus. Ca și la PSD. A, da, e mai sus? Ca și la celelalte. În România există un singur partid. Un singur partid. Partidul? Stat. Partidul Stat. Noi nu avem alt partid. Eu cred că e Partidul Stat Securist. Nu. Partidul Stat înseamnă o structură umană, nu neapărat de aia cu carnet, cu membru, care oamenii fac parte dintr-o anumită categorie, de la un anumit nivel, cu anumite capacități de intervenție și poate și cu anumită mentalitate sau cu anumite înclinații. Partidul Stat din România nu este condus din România. A. Aici, că dacă ar fi condus din România, sunt convins că ar face ceva. Este condus din afară, prin intermediul acestor securiști de care vă spuneam. Da, din păcate, nu știu de ce, oamenii ăștia nu au... De cine e condus Partidul Stat? De afară, de unde? De către oricine este agreat de cei care au câștigat războiul. Deci un fel de pașalăg România. Da, nu. Ca să ne raportăm la vremuri, nu atât. Totuși au trecut câteva sute de... Noi pașalăg n-am fost niciodată. Acum am devenit. Acum. Știți că Ungaria a fost pașalăg. Deci noi acum am devenit pașa. Știți că în timpul așa numite ocupații otomane, otomanii nu aveau dreptul să cumpere pământ, să dețină proprietăți în statele astea românești. Ocupate. Da, ocupate, dar n-aveau voie. Sub ocupați. Și n-aveau voie să amestece în religie, în viața religioasă. Se plătea tributul, toată lumea happy. Acum, unhappy. Odată că s-au luat toate...
Mâna greblă s-a făcut. Dar se intervine și în Constituția internă a acestei comunități. Ceea ce au reușit polonezii să-și apere, nu, personalitatea lor, culturală și națională. Despre asta este vorba. Păi și noi de ce nu suntem în stare? Pentru că nu vrem. De ce nu vrem? Păi noi doi vrem, de exemplu. Păi, da. Acum... Noi doi și mai sunt încă, mai știu, vreo patru. Și eu știu doi. Așa putem face eventual un ONG, și să jucăm tablă în 5.000. Facem cu ONG, da. Și nu să ne adime niciun leu niciodată. ONG-ului nostru, pentru că banii se duc acolo unde trebuie și la ONG-uri. Da. Păi să nu fim proști. Nu e vorba numai de bani. Este vorba că la noi nu există... Eu nu am sesizat o dispoziție semnificativă. Sunt oameni care s-au tot implicat, săraci. Dar... O dispoziție a unei categorii mai largi de oameni. Cum adică? Aur ce înseamnă? Cine? Aur. Exact asta înseamnă. E un număr foarte mic de oameni. Au 10% în Parlament, nu e un număr foarte mic. Nu, vorbesc de ei, vorbesc de oamenii care susține chestii legate de identitate. Și USR-ul a avut 14% și erau 15%. Domnul Iliescu, care este un politician de calibru, domnule, a fost votat 80% în România. Domnule, Traian Băsescu, mă iertați, a fost votat și ca primar. Și ca președinte de nu știu câte ori. Acum lumea îl înjură. Dacă nu ajungem ca oameni să avem capacitatea să ne recunoaștem greșelile, nu spun public, că mă uit eu să spun că, domnule, să-ți recunoști în sinea ta, domnule, am votat ca un fraier. Măcar să recunoști, să fii conștient că ești părtaș, te-ai lăsat păcălit. Și de multe ori cu prea mare ușurință. Pentru că e important în cine ai încredere. Dacă te iei după ce spune Gigica, Mitica și nu știu care, Lili, intelectualul care n-a făcut nimic în viață, dar oricum omul nu poate să aprecieze ce a făcut ăla, că n-a citit nimic nici el. Se creează niște mucavale de-astea, mucavale și cu trompetiștii și cu guriștii și cu bufonii, fac o hărmălaie și lumea spune, dumne, ăștia de-ai noștri. Pică și Andramaua, se prăbușește țara, ajungem ca salariile, vai de cap, suntem datori vânduți și culmea, aceleași vuvuzele vin și critică, spun, uite pe ăștia ce au făcut. Adică ei acum au devenit tot vocea bună. Și lumea e mai credulată. Mă iertați. Păi ne merităm soartă. Exact. Dacă crezi asemenea ticăloși care fac, nu știu, campanie pe o zonă și o fac 5 ani, zona aia ți aduce nenorocire. După aia același ticăloși face campanii contra zonelea pentru a promova pe altcineva. Și tot îl crezi, păi stat, înseamnă că îți place. Că înseamnă că îți place să pierzi. Masochist. E o formă de... Mi-e teamă că uneori se apropie de zona suicidarului. Adică să nu cumva să fie sinucidere.